Bună, dragii mei! Bine v-am găsit în această frumoasă după-amiază de mai. Am în imagine niște flori frumoase de liliac, care miros foarte frumos. Și nu știu dacă se potrivește sau nu, dar vom vorbi despre tulburarea obsesiv-compulsivă. Ok. Vă voi citi articolul meu. Obsesiv-compulsiv. Te recunoști? Eu da. Tulburarea obsesiv-compulsivă este, așa cum îi spune numele, formată din obsesii, compulsii și, cel mai des, din ambele. Obsesiile se manifestă la nivel de gândire. Obsesiile sunt gânduri repetitive, de cele mai multe ori sunt intruzive, sunt nocive. Compulsiile sunt acțiuni. Ele sunt comportamente la care persoana nu poate rezista. Ea nu se poate opune, nu se poate opri din a executa aceste, așa zise, comenzi pe care singura persoana și le dă. Și care se fac de cele mai multe ori pe baza obsesiilor sau pentru a diminua efectul obsesiilor, efectul gândurilor. Acest tip de acțiune este considerat a fi o tulburare atunci când interferează cu viața persoanelor, când cauzează efecte negative, când împiedică oamenii să ducă o viață normală. Compulsiile sunt formate de obicei din ritualuri sau acțiuni repetitive, cum ar fi numărarea excesivă sau nevoia de a avea totul în număr par, spălarea excesivă a mâinilor sau a corpului, da? În mod excesiv, în mod repetitiv sau de un anumit număr de ori, verificarea excesivă, uneori sub formă de ritual, a ușilor, apei, gazului, geamurilor, aranjarea obsesivă a lucrurilor personale din casă, a hainelor, uneori a tuturor lucrurilor din casă, alteori numai a anumitor lucruri, spre exemplu, numai farfuriile, numai cănile, numai hainele, numai lucrurile de pe masă, de pe birou. Acumularea de obiecte, hoarding, este considerată a face și ea parte din tulburările obsesiv-compulsive, da? Deci adunarea, acumularea de obiecte. Această tulburare apare în copilărie sau în adolescență și are la bază sentimentul de nesiguranță, de anxietate. Este o tulburare legată de anxietate, de frică, de sentimentul de a nu fi în siguranță. Ea interferează cu viața și creează un sentiment neplăcut și consecințe neplăcute asupra persoanei. Și chiar dacă are consecințe negative asupra vieții tale, dacă ești afectat de această tulburare, totuși este mai ușor de acceptat această tulburare, această manifestare în viața ta, decât ceea ce îți închipui în mintea ta că se va întâmpla dacă nu vei face acele lucruri. Și intrăm în detalii un pic mai încolo. Cele patru cele mai cunoscute și cele mai întâlnite sunt, cum am zis, spălarea, curățarea mâinilor, a corpului și a casei sau a casei, obiectelor care te înconjoară, închiderea, deschiderea becului, de exemplu, da? Sau a ușilor, putem avea un ritual, trebuie să facem acest lucru, să închidem, să deschidem ușa de 3 ori, de obicei sunt în număr par, dar fiecare are un anumit ritual dintre cei care fac asta, da? Verificarea și repetarea. Bun. Obsesiile. Ne întoarcem la obsesii. Obsesiile sunt gânduri repetitive legate de cele mai multe ori de viitor. De ceva din viitor, de o perspectivă negativă asupra viitorului, de îndoială asupra viitorului. Există o tensiune interioară puternică că ceva rău, ceva grav, ceva extrem de dăunător sau chiar cauzator de moarte ar putea să se întâmple. Există obsesii care nu sunt urmate de compulsii. Da? Există anumite gânduri obsesive pe care încerci să le contracarezi cu alte gânduri, de data asta pozitive, cu repetarea anumitor cuvinte, anumitor numere, afirmații, etc., în mod excesiv. Dar există multe obsesii urmate de compulsii, da? De unde vine numele obsesiv-compulsiv. Există o obsesie, există un gând care trebuie urmat de un comportament. Există compulsii, da, prin care încerci să contracarezi efectul unor gânduri, unor idei, frici despre ceea ce se va putea întâmpla. Spre exemplu, mă duc să verific ușa, dar nu fac asta de două ori, cum ar face altcineva, spre exemplu, care nu are această problemă. Verific de două ori, m-am asigurat, am plecat, ușa e închisă. Trebuie să verific de 4 ori, de 6 ori, de 10 ori, trebuie să fac asta odată la 5 minute, timp de 15 minute. Spre exemplu, dacă este un fel de ritual, în funcție de cât de gravă este tulburarea obsesiv-compulsivă pe care o am, dacă ținem
să etichetăm acest lucru, da, conform literaturii de specialitate. Deci fac asta deoarece mă simt în nesiguranță. Totul vine de la frică, de la nesiguranță. Am impresia că cineva poate intra peste mine în casă, spre exemplu. Sau, un alt caz, când plec de acasă, verific apa și gazul în mod repetitiv, în mod ritualic, da? Fac un ritual. De frică ca nu cumva, din atenția mea, din greșeala mea, să se întâmple ceva rău. Asta poate fi una dintre explicații. Sau simt nevoia să aranjez lucrurile într-un anumit fel, să am întotdeauna un anumit de număr de lucruri aranjate într-un anumit fel. Poate fac asta din dorința de control, de a simți că eu am controlul asupra lucrurilor, asupra situației, asupra vieții mele. Sau din dorința de a pune simbolic lucrurile din viața mea în ordine. Sau din dorința de perfecționism, depinde. În literatura de specialitate este scris că nu se cunosc cauzele și este normal să nu se cunoască cauze generale pentru această tulburare, pentru că, de fapt, pentru fiecare în parte, cauza este diferită și specifică. Ea trebuie căutată în trecutul persoanei. Există, așa cum știm despre toate lucrurile, o cauză specifică persoane, care poate fi găsită doar în trecutul persoanei, doar în viața persoanei, nu există cauze generale. Se spune că aproximativ 3% din populația lumii suferă de această tulburare, unii mai mult, alții mai puțin. Tu te recunoști a avea aceste obiceiuri? Eu da. Am, spre exemplu, un obicei legat de verificarea apei și a gazului când plec din casă. Pot identifica sentimentul de nesiguranță și cu atât mai mult ideea de responsabilitate. Ideea este ca nu cumva din vina mea, din neatenția mea, din greșeala mea să se întâmple ceva grav ca mai apoi să fiu învinovățită de asta. Jacques Martin spune că compulsia este o parte din mine pe care eu o judec. Spre exemplu, am putea explica în cazul meu, eu verific în mod excesiv apa sau gazul, uneori geamurile, ușa dacă s-a închis. Fac acest lucru de 4 ori, de 6 ori, poate de mai multe ori, da? Sau făceam asta în trecut mai mult, între timp nu mai fac așa de mult, dar totuși persistă acest obicei, să spunem, aceste compulsii. Mă judec pentru că din vina mea poate s-a întâmplat un anumit lucru cu consecințe negative asupra mea sau a altor persoane și pentru a evita ca acest lucru să se întâmple din nou, am creat aceste compulsii de verificare excesivă. Lucru pe care încerc să-l evit poate fi ușor de identificat. Spre exemplu, alte persoane care au aceste compulsii au trăit o inundație, un incendiu, da? Și automat fac aceste lucruri pentru a verifica. Dar există cauze uneori mult mai profunde de atât. Poate fi legat de ideea de perfecțiune, da? Spre exemplu. De ideea că eu nu am voie să greșesc niciodată. De aceea trebuie să verific, trebuie să mă asigur că atunci când eu fac asta, lucrurile sunt ok. Eu n-am voie să greșesc. Dacă greșesc, oamenii își vor face o idee negativă despre mine, vor avea o părere proastă despre mine. Din cauza aceasta, eu pot pierde iubirea lor, atenția, afecțiunea lor. Dacă pierd asta, pot rămâne singur. Ce voi face eu singur? Cum voi putea supraviețui singur? Deci, așa cum vedem, cauzele pot fi mult, mult mai profunde. Ele nu se rezumă la o simplă întrebare. Ai trăit vreo inundație sau vreun incendiu când erai mic și de aceea verifici apa și gazul așa mult? Sau altă întrebare, ți-e frică de bol, de aceea ai această obsesie cu spălarea mâinilor în mod excesiv? Probabil că da, persoanei îi este frică de boli. Dar de ce face asta și nu altceva? De ce bolii este frică? De ce nu de alte boli, da? Deci există ceva specific ce trebuie descoperit. Și oricare ar fi cauza, ea poate fi descoperită. Odată știută, te poți raporta diferit la această situație, la stilul acesta de viață, că de fapt se transformă în timp într-un stil de viață care poate fi destul de nociv, da? Poate compulsiile nu vor dispărea ca prin minune, dar cu siguranță se vor diminua atunci când vei fi conștient de ele și te vei putea observa când intri din nou în acest ciclu. Lucrul se face prin terapie, da, la nivel de emoții. Se reconstruiește siguranța interioară pe care acum ca adult o poți oferi singur. Da? Astfel, temerile copilului care ai fost, pentru că această tulburare apare în copilărie, ca mai toate lucrurile care ne tulbură, astfel, temerile copilului care ai fost
sunt de cele mai multe ori nefondate acum în prezent ca și adult. Ele nu îți mai sunt necesare acum ca și adult, nu te mai pot apăra de nimic, nu își mai au sensul și astfel se vor risipi. Da? Iar în locul lor va crește siguranța, încrederea în tine și încrederea în faptul că viața îți vrea binele. Pentru fiecare în parte trebuie descoperit care este cauza fricii și a nesiguranței sale, pe care încearcă să o contracareze cu aceste acțiuni care îi dau totuși o oarecare formă de siguranță. Da? Cam asta este despre tulburarea obsesiv-compulsivă. Da? Dacă stăm bine și ne gândim, nu trebuie să fie neapărat o tulburare gravă. Dar fiecare, într-un fel sau altul, avem prezent această condiție, să-i spunem, în viața noastră. Da? Pe unii ne deranjează foarte tare, pe unii nu ne deranjează deloc, alții ne-am obișnuit cu ea, alții avem doar anumite momente în care facem asta. Și ce am observat eu este că multă lume, observând sau lucrând asupra altor probleme, asupra altor situații din viața lor, au descoperit că nici acest lucru nu îl mai fac. Lucrul pe care l-am făcut nu a avut legătură sau nu a avut o țintă directă această tulburare, să-i spunem, cu toate că nu-mi plac etichetele în mod deosebit, dar este o tulburare, da? Astfel, odată reconstruită siguranța de sine și odată intrat în rolul său, adultul, da, din noi înșine, multe dintre problemele care ne afectau dispar sau se diminuează foarte tare, lăsând loc unei liniști. Da? Nu mai simțim nevoia să facem ceea ce făceam. Așa cum nu mai simțim nevoia să ne răzbunăm, nu mai simțim nevoia să acționăm cu furie, cu mânie. Așa și aceste obiceiuri se duc de la sine. Uneori nu se duc de la sine, este nevoie de un pic mai mult lucru. În orice caz, ceea ce vreau să spun este că, la fel ca în cazul tuturor lucrurilor care ne deranjează la noi sau pe care am vrea să le schimbăm, le considerăm parte din vindecarea noastră, din maturizarea noastră emoțională, toate au o cauză. E bine să mergem să vedem cauza, să o găsim, sau putem lucra direct pe emoție. Emoția predominantă de cele mai multe ori este cea de frică, pentru că ne simțim nesiguri. Ne simțim în pericol. Și atunci fiecare reacționează în diferite feluri. Eu vreau să încurajez pe toată lumea, acum în încheierea videoclipului, că orice are o vindecare, orice are o soluție, totul a început undeva și se poate termina undeva. De obicei lucrurile au început într-o secundă și la fel se pot termina. Acest lucru, spre exemplu, dacă vorbim despre tulburarea obsesiv-compulsivă și cu această idee voi încheia, a început, spre exemplu, din ce mi-aduc eu aminte, pentru mine, într-o secundă. Nu mai țin minte câți ani aveam, dar eram mică în orice caz, făcând parte din generația cu cheia la gât. Și am ieșit odată din casă și am simțit nevoia să verific gazul, da? Deci ochiurile de la ragaz, butoanele să fie toate în sus. Erau 5 butoane și, sau 6 și toate trebuiau să fie 5, cred, și toate trebuiau să fie
cu linia aceea dungă, aceea în sus, înseamnă că aragazul este închis. Da? Ideea mi-a venit într-o secundă. Ok, cum pot să fac chestia asta? Să verific ca totul să fie ok. Bun, dacă liniile astea desenate aici sunt în sus, toate înseamnă că aragazul este închis și verificăm acel lucru de mai multe ori. Într-o secundă mi-a venit ideea. Pe parcursul timpului lucrurile se pot agrava, îți vin tot mai multe idei pe care le poți aplica, ok? Dar așa cum a apărut într-o secundă, așa poate dispărea într-o secundă. Există speranță pentru absolut orice. Chiar și cele mai neplăcute lucruri și cele mai neplăcute situații, boli și tot ce mai avem negativ pe lume. Relații toxice în care suntem, familii distruse, da? Relații cu familie care nu sunt bune, orice. Pentru orice există o soluție. Și tot ce a apărut, așa poate și dispărea. Cu aceasta o să vă las. Sper că v-a fost de folos această scurtă incursiune în tulburarea obsesiv-compulsivă. Vă invit să citiți și celelalte articole de pe blogul meu, de pe site. Și cei care consideră că le pot fi de ajutor într-un fel sau altul, pot să mă contacteze oricând pe e-mail sau Facebook sau direct pe site. V-am pupat! Vă las! O zi frumoasă!